Dacă nu te-ai abonat și ai dat like în următoarele 5 secunde, înseamnă că ești un noob și o să rămâi fără cont de Fortnite. Respect. Salutare, băieți, și bine v-am găsit la un nou clip. De această dată facem aici iarăși o asta cu operațiunea să avem defaulții care și-au bully la școală, de la colegi, de la nebunii. Sper să vă placă seria asta noastră cu clipuri și nu uitați dacă să dați voi cât un like, mă băieți, să vă abonați la canal. Ce să vă zic, vreau să intrăm direct în clip așa cum îmi place mie și bineînțeles v-aș mulțumi enorm prin a vă da ad să ne jucăm pe live-uri pe nebunii. Dacă băgați și voi codul meu pe aici sau pe aici o picătă în pața, când dați pe ăsta cumpărați ceva cu codul meu frumos elegant. Hai să ne spunem drumul la meci, bineînțeles, și clopoțelul ăla nebun, hâșgionule. Hai să vedem ce spune Dani, fratele nostru. Salut, Dani! Dani? Da, e despre copilul ăsta cu mine în clasă că... Așa, a intrat direct în el, așa, stai un pic, nu te repezi, frate. Că știu că ești panicat, că am vorbit mai din auri. Dar totuși, ia spune, cum să te frate tău? Mi-ai spus acolo, dar nu mi-ai scris, cred că mi-ai scris câte rezumate ai făcut să scrii chestia aia pe Instagram. În cația că dată, că mi-ai scris 20 de rânduri. Ia zic, cine e băiatul ăsta? Îl cheamă Liviu și îmi dă bully la școală. Mă bate, mă jură de mamă. Și e gras? Da, e gras. E gras? Da. Ia de frate, invai, că mi-ai spus că e în joc. Mai e în joc acum? Cred că mai e, da, uite, mai e. E în joc? Hai frate, să vedem. Ha, Johnule, mă cunoaște el pe mine? Cred că te cunoaște. Hai să-l vedem ce zice. Salut! Salut! Unde se dă ready, Dani? Stai colegă, mă, nu, de ce vrei, mă? Ia zi, mă, frate, salut, de ce îi dai bully colegul ăsta al tău la școală? Păi tu nu vezi că e default. Păi ce cu el? Ia vezi pe ăsta. Păi ce frate cu el dacă n-are bandă un skin? Dă-i tu un skin dacă n-are el bandă un skin. Nu. De unde cu el Dani pe băiatul ăsta? Ești în clasă cu el? Da. Câți ani aveți? Aveam de 13. Pare mai mare la așa un pic, e mai dezvoltat el, nu? Tu ești mai micuț. Așa o ia zici, tu dacă ai stai că nu l-a băgat. A depisit de la cartof. Așa mă ia zi, și de ce dacă e nu și n-are skin-ul, tu de ce nu-i dai un skin? M-auzi? Dani? Gata. Hai, uite, vino aici la mine, vino aici la mine, hai să dăm 1v1, tu mă cunoști pe mine după YouTube, ia zi. Am auzit de că se uită la școală, pe live. Ai văzut și, păi, și de ce îi dai bully și în loc să-i dai bully, de ce nu dai și lui un gift, ia zi-mi, domnie. E nu, și nu știe să-l face, dacă știa să-l face, îi dădeam. Zici tu că nu știe să-l face? Dacă știa să joace, îi dădeam, dar așa e default. E default, păi și dacă n-ar fi default, e dat skin gift, nu? Hai să dăm 1v1, da. Vii? Uite, am... Cu pump jucăm, nu sunt default eu, nu vorbi așa cu... Și cu... Scar. Cu toate, în afară de combat, hai, pune-te acolo și taci și joacă. Așa, hai, spune-mi. Acum că am o propunere pentru tine, că am vorbit și cu Dani despre chestia asta, că mi-a spus că tu mă cunoști pe mine după YouTube. Și mi-a spus că dacă dai 1v1 cu mine și te bat, tu îi dai lui un gift. E adevărat? Dacă mă bași 5-0, da? 5-0, da, oricum ești rupt. Și ce gift îi dai? Ia zi. Ce gift vrei, Dani? Îi dau un skin de pusul. Dani, ce gift vrei? Un skin pe 800, dacă e mulțumit, dacă nu, o să rămână de fapt. De 800, am înțeles. Și de ce te-ai, frate, de ea spune? Ce-i cu el? Dacă el e default, de ce nu ce să-l ajuți să... Te joci cu el, mi-a spus că și când te joci squad cu el foarte rar sau duos, te iei mereu de el. Dacă trebuie să țin mâna pe buton. Ia zi, mă auzi? Păi el car. Păi ce cu el dacă îl care? Învață și pe el să zace, de când te joci mă, Dani, tu? Nu, că nu știe. Nu știu mă, Dani, de când te joci? Dani. Ah, dar și tu, bine, măcar tu. El e un default și de-aia nu. El e un default, a? Ha, ha. Aici am dat pișe, să pune cadou oriunde asta. Bună, nu se pune cadou oriunde. Bine, 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 gata, gata. Așa mă, Dani, ia spune-mă, fratele meu, și ce are un băiatul ăsta cu tine la școală? Te bate, da, da, asta, nebunia zi, ce te bățe la școală? Nu o să dau nicio scris. Vorbești mai tare, Dani, că nu te auzi. Spune tot, e sifon. A, păi spune că mă jură de mamă. Te jură de mamă? Păi și tu de ce mă te cu părinții la școală, mă, Dani? Dacă el te jură mereu de mamă și de asta. Eu te ce scară îmi pune nebunul. Te bate el dacă te duci cu părinții? Nu, pe... după ce iar te bate după ce vii cu părinții, am înțeles. Ia frate, mi-o 2-0 aici din partea mea. Ce nu mai zice nimic, ai frică? Nu e frate frică, uite, dacă le dai și unul pe unul, că să vezi că te bate.
Că băiatul joacă bine. Auzi că mi-a spus băiatul ăsta că îl ameninți că dacă vine cu părinții la școală, îl bați. De ce? Ce-i cu el? Ia zi. Ce vine cu părinții? Să mă bate el, nu? Păi da, vine cu părinții, dar ce-i cu el de-l bați? Adică unde te crezi aici? Pe timpul tactul mare să te bați cu nebunii? Sau ce face? Cum? Vorbește, mă. Păi și de exemplu dacă ar veni și eu care am 17 ani să te bat pe tine de 13, cum ar fi? Ia zi. Dar nu mă bagi nici tu că ești așa. Hai că nu te bat așa un pic. Ai 20 de kg cu televizorul în brațele, să te mint? Glume 2002, mai doi. Da, te concentrezi tot la joc, văd că nu zici nimic, adică ești transpirat să mor eu. E al doilea pic, e 3-0. O, ți-o dau prea rău, ți-o dau prea rău, să mor eu. Ți-o dau prea rău, prietenul ăsta tot ce-a făcut. Dani, mai ești, mă? Ia zi, mă, Dani. Dai și tu unul cu el după ce-l bate 5-0 să-i... Ce spui? Te apăci tu de YouTube ieri și vorbești cu mine. Da, mă, frate, am vreo 3 săptămâni de când fac YouTube, dar fac bine. Că uite, băiatul ăsta mi-a scris acolo pe Instagram că el suferă din cauza ta. Și nu e frumos, frate. Adică dacă au ajuns, dacă au ajuns oamenii din taș din gură, dacă au ajuns copiii din România să sufere pe faptul că ei n-au un skin și că și-au bullying de la colegi, a ajuns rău de tot. Ajunge și Viorica președinte să te lași mecheria. Înțelegi tu? Da, nu vreau înțeleg. Da, vă că am întors astea cu nubule, cu nebunii, dar e 5-0 să mor. Hai, editează dacă ești mecher. Hai că mi-ai editat așa un pic. Ia uite bă ce-mi pune ăsta, Dani, vrei să te bag la pickaxe? Ah, fuck. Ah. Hai pickaxe dacă ești tare. Hai o pickaxe, vine unul înapoi. Bă, cu tare bă! Ce-ai făcut mai azi? Lol, da, nu, Dani, nu, e cam nu bulet băiatul ăsta, adică la modul că... Lasă, lasă că mai joci, mai joci cu mine, frate, de ce mai joci cu mine? De frică acum că pierzi debug și câți debug ai? 700 fac pe SE doar. Și atunci o să dau un skin, dacă nu faci 5-0, dacă nu dai 5-0, nu mai. Îți dau, frate, că e 4-0, da, e 4-0, te rup. Ce cu el? De ce dai în el, frate? Acum să nu aud chestia asta că mi-a spus Dani că dacă îi dai tu lui gift, adică cum ar veni te oblig să dai gift, să-l bată la școală. Dacă spune că l-ai bătut la școală, îți spun Instagram-ul în descriere, să intre mea să te înjure. Să mă... Nu vreau așa. Păi de ce nu vrei, frate, așa? Păi lasă să te înjure și pe tine lumea, că mi-a spus băiatul ăsta Dani că tu îl înjuri de mamă. Păi e frumos să îl înjuri de mamă, ia zi. Da, e frumos. Dacă e default... Păi dar ce-i frate cu el dacă e default în viața de zi cu zi? Bine, hai că pe fărne, pe fărne, dar ce cu el la școală că e default? Trebuie să te iei de el și la școală? Da. Păi dar de ce? Că e default și nu-l spart pe copilul. Păi dar nu mai băgam seama de ce trebuie să te iei de el. Și nu mai sparge și tu, joacă-te și tu ca lumea, că mi-ai spart de 3 ori până acum. Aia. Te oftici așa puțin că te bată. Ia zi, te oftici. Nu o să mă bați, să te bat. Bine, hai să te văd. Dacă tu mă bați, dă-o contul meu, costă 30 de skin-uri. Da? Da. Prea. Dar nu prea trage așa bine cu pump-ul, că văd că nu prea folosești. Da. Să vă băieți puțin că mă concentrez aici. Că poate mă bate. Stai, Dani, da, că ai, sunt aici pe viața și pe moarte, Dani, fratele meu. Ia, frate, pichet aici, te-am bătut 5-0, uite, ai văzut? Acum dă-i și cu băiatul ăsta, Dani, să vedem care e nubul. Hai, vină cu așa, stai cu Dani, vină Dani după mine, Dani, vină după mine. Dani, hai. Să mai comentez așa, da, să știi tu. Hai, așa, bă, nu mai trage în el, bă, nu mai trage în el. Hai să dai cu el 1v1. Mamă, dar e ratat, rău, tu nu mai trage după el. Hold. Uite aici. Nu mai da în el. What the fuck, de ce dai în el, ia zi. Hai să dai și 1v1, că frate, să văd dacă e șmecher. Să văd că te bate și el. Hai că editez eu, lasă, nu mai edita tu. De oricum giftul trebuie să îl dai, să știi, peste 2 ore când îl dai, de unde ești tu, ia zi. De unde ești el? Păi și el de unde e? De unde ești, mă, Dani? Din București. Din București, da, uite, o să vină în București, la el acasă și spune unde stă. Și vin peste tine dacă nu-i dai contul și te violez în cur. Hai să te văd, care bate. Hai, Dani, îl bați? Bă, băieți, mă scuzați că am jucat prost astăzi, dar cam asta a fost...
antrenamentul meu nu prea am jucat bine deloc azi, mă, că faci curava asta. Dar vreau să văd aici, care bate. Hai mă, Dani, bate, că știu că poți să-l bați. Hai, mai dai un hit așa cu bălângă. Așa, n-am văzut de unde e. De ce dai și tu, frate? Unde, frate, că eu sunt pe jos, n-am dat eu. Ți-a dat Dani. Hai, Dani, bate-l, frate. Bate, frate. Ți-e frică să-l bați ca să nu te bate la școală, nu? Bă, e bulangiu, prietenul ăsta. Eu, mă, păi, de ce te bate? Dă hit-uri, da, hack. Păi dă hit-uri, că joacă bine, l-am învățat în roate, frate. Să nu mai restul de el, că e default. Acum îi dai și skin gift. Să vezi că nu o să mai fie default, o să te bată. Păi tu n-ai niciun drept, frate, să-l bați, mai ales la școală. Nu înțeleg pe copiii ăștia de suferă. Adică vin la oameni la mine pe stream și spun, bă, Ovio, mă bat copiii la școală că n-am skin-uri, oricum le zice că am văzut că fac clipuri de-astea, oricum nu, tot aia e. Nu, Dani? Dar tu ești cam rușinos așa, Dani, de ce nu prea vorbești? De ce nu prea vorbești? Da. Da? Ce da? Ce da, mă, Dani? Hai, bate-l. Știu că poți să bați, Dani. Bat, stai să ieși ce nu vezi. Ia să vedem, băieți, spuneți-mi un comentariu care credeți că bate dintre Dani și cu Liviu. Copiii toxici. De fapt, Dani nu e toxic, dar Dani dă treabă, nu, Dani? Să ieși la școală. Ce spui, mă, acolo de școală? Păi și la școală, ce să iei? Păi, dar ce frate îl bat la școală, ce-i cu el? Păi, dacă mă bate, mă face de râs, că e uniform. Păi, n-ar bate nimic, că eu acum filmez, o să apar și pe YouTube, înțelegi tu? Păi, ce-a făcut aici de la mapă? Dani. Da, de aici. Hai, frate, bă, dar promiți că în viața ta nu mai te iei de el și nici de alți copii, da? Că nu e frumos, frate. Nu e frumos să stai să te iei de copii de ăștia care n-au skin-uri când tu poți să le dai și lor. Uite, bă, că tu par mai mare așa, chiar dacă aveți aceeași vârstă, probabil ești mai mult dezvoltat. De ce nu-i îl ajungi pe el cu un skin în loc să îi dai bully, ia zi. Stai și în jur de mame, de asta poate copilul suferă. Păi dai eu și tu un skin, ajută-l. Ai save the world, într-o săptămână faci bani să-i dai și lui un gift. Nu loc să îi dai bully. Mai ai Dani prieteni care îți dau bully la școală sau dacă băiatul ăsta e? Ce ai zis pe acolo? Nimic, vreau cu Dani pe Discord. Zi-mă, Dani. Dani? 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 Da. Mai ai prieteni la școală care îți dau bully sau e dacă băiatul ăsta? E cu băiatul ăsta. Ia stai că e în 90. Ambulan, frate, băi, dar și tu mi-ai dat mie, că mai am 80 HP. Hai să te văd acum, ultima rundă. Runda decisivă. Hai să vedem, mă, băi, dacă îl bat. Ia zi, Dani, e fericit că-ți fac rost de un cadou? Ia zi. Dani. Da, n-a fost că ți-ai dat un pic, să nu mai dai tu mie. Să te vezi minte, ai văzut? Să te înveți bine, frate, să nu mai dai de mie pic niciodată. Acum te aștept să dai gift-o. Hai în lobby. Îți dau gift. Tăm, tără, tă, tă. Dar școală, ți-o dau așa, ca ultima oară, știi? Aoleu. Bă, frate, vă las pe amândoi aici. Te rog frumos să nu-i mai dai bully și să-i cer scuze. Și să-l lași și pace. Și aștept să-mi dea mesaj pe Insta când a primit gift, ok? Bine. Ok, salut, frate. Salut, Dani, și ție să-mi dai poză pe Insta să pun pe filmare, ok? Când primești giftul, da? Bine. Bine, salut, Dani. Și cam asta a fost și clipul, mă, băieți. Sper că v-a plăcut, așa, cât de cât. A fost destul de interesant cu copilul ăsta. Să sperăm că îi dă giftul și să sperăm că îi dă acum rapid ca să pun și o poză când editez clipul. Vă doresc o zi frumoasă cu continuare și când vedeți clipul ăsta, poate seară, zi, dimineața, când îl vedeți voi. Nu uitați, frate, dacă v-a plăcut să mă urmăriți pe Instagram, să dați aici când cumpărați cu codul meu pe iTunes și să ne jucăm împreună pe live-uri frumos, elegant. Și bineînțeles să vă abonați la băieți, să apăsați cu bățelul la nebun, să dați un like, să lăsați un comentariu. Tot acum, hai, băieți, v-am pupat și respect! Hă-ți.